n-aș, nu mai fac speech. Te-ai descurcat foarte bine. Și a doua chestie care mi-a plăcut mult a fost că ai luat un caz din sală și te-ai legat de el și ai făcut ceva coerent pe baza lui. Foarte mișto, foarte mișto chestia asta. Ai coordonat bine discuția. Chiar dacă nu aveai ajutorul proiectorului, să arăt site-ul și ești ceva, destul de coerent și frumos. Felicitări. Eu primul care te critică un pic, tocmai că spuneai despre limbajul corpului și alte lucruri, atenție la jocul de picioare la 3-4 secunde, schimbai centru de, de greutate de pe stâmbul pe treacă, întindându-l pe cealaltă, este de genul ăsta. Deci un pic poate prea agitat la jocul de picioare, ceea ce merge, mai relaxează mai mult o plimbare, doi pași stânga-dreapta, decât să-ți moți. După aceea, într-adevăr, aici faptul că nu ai avut, efectiv nu este o prezentare care poți o faci direct, fără un PowerPoint, fără ceva, fără cineva la calculator, pentru că nu închipui că ar fi mers foarte bine dacă noi în sală aveam măcar un laptop și ne zice, hai să dăm acolo, să dăm acolo, să dăm acolo. Și atunci am fi avut poate niște efecte așa, dar ok, presupun că mi-am imaginat destul de bine cum arată un calculator și un de internet. Deci ok, din prezentarea ta, ceea ce este foarte bine, s-a înțeles efectiv ceea ce vrei să. Deci chiar dacă uneori ai mai pierdut sala, să spunem, n-am răspuns noi unii alții, dar mesajul a fost clar. Deci eu la final am înțeles cele 3-4 puncte pe care ai vrut să le spui. Pentru că de fapt la asta ne referim, până la urmă ai un mesaj. Eu am înțeles acest mesaj și este foarte bine. Poate puțin mai mult, eu știu, curaj la început și o introducere, hai să spunem de aceea, tip de compunere și colorează. Introducere, cuprins și încheiere. Ne faci o prezentare când ne bagi în temă, cu cuprinsul ne amestești bine și la încheiere ne dai drumul. Da? Ok, la și eu, mai ales partea cu picioarele. Mi-a plăcut foarte mult că ai abordat o temă destul de tehnică și probabil nu chiar atât de populară pentru audiență, zic eu. Totuși am încercat să explici cuvinte simple și ușor de înțeles exact ceea ce ai vrut să spui și mie mi s-a părut util. Chiar foarte util. Ca lucru de îmbunătățit, probabil, nu știu, privirea. Probabil cu câteva așa, priviri de asta, ocol al sânii, să zic așa, te-ar fi ajutat mai mult. În rest, mi-a plăcut. Pot să zic. Felicitări! Mi-a plăcut prezentarea ta, am înțeles mesajul. Mi-a plăcut că ai avut un sumar la început, chiar dacă n-aveai PowerPoint-ul, nu știai ce era PowerPoint. Ai avut implicare, ai lăsat pe noi să alegem un site. Ai dat concluziile la sfârșit, iar de îmbunătățit, cred că o introducere mai puternică, nu știu, ceva care să capteze atenția. Așa, și la cuvinte, n-ai explicat ce înseamnă SEO, cred că trebuia. Mai zic, felicitări și deja am spus ce era asta, ce vreau să spun și eu. Dezavantajul va fi deja la jumătate. Lasă-mi și pe de-acolo, la nimeni. E un avantaj, să poți să zici că asta e așa. Ai pregătit, ai ținut după un plan și ai pus foarte ok. Mi-a plăcut și data trecută când ai vorbit și mi se pare că crezi în ceea ce faci. Senzația care am avut-o eu este că am purtat așa o discuție ca între prieteni și mi-ai explicat despre ce e vorba, ceea ce e foarte mișto că apropie foarte mult publicul. Mi-a plăcut foarte mult, am făcut un comentariu. Exact. Nimic, nici comentarii.